Pacienții din Bistrița vor avea de acum acces la servicii medicale mai performante. Spitalul județean de urgență a fost dotat cu un nou computer tomograf și un aparat de rezonanță magnetică nucleară printr-un proiect finanțat de minister și de Consiliul județean Bistrița-Năsăud. Pentru amplasarea noilor echipamente a fost nevoie de mai multe lucrări de reamenajare a circuitelor medicale de la parterul Spitalului Bistrițean, pentru care Consiliul județean a alocat aproximativ 3,2 milioane de lei din fondurile proprii. Este noua zonă de acces a pacienților care vin să se interneze în spital cu bilete de trimitere. Este un birou de internări centralizat. La ghișeu sunt trei posturi unde asistentele de specialitate vor prelua pacienții. Dacă necesită o consultație suplimentară din partea unui medic de specialitate, sunt două cabinete de consultații. Directorul instituției medicale a adăugat că noile aparate de imagistică vor începe să funcționeze până la sfârșitul anului. În urma dotării cu noua tehnică medicală la acest spital, se dorește înființarea unei linii de gardă pe imagistică. Prezent la inaugurare, ministrul Sănătății Sorina Pintea a precizat că prin acest proiect susținut de minister se dorește intrarea în normalitate în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale de care beneficiază pacienții. Sănătatea este unul din obiectivele prioritare ale Guvernului României. Suntem convinși că este nevoie încă de multe alte lucruri pentru a asigura un act medical de calitate, așa cum ne dorim cu toții și așa cum este normal, pentru că am ajuns să discutăm despre normalitate. Calitatea actului medical începe de la diagnostic. Iar diagnosticul acurat se poate face cu aparatură performantă, și apoi trecem în zona de tratament și la nivel național, Ministerul Sănătății, printr-o finanțare de la Banca Mondială, a alocat aproape 20 de milioane de euro pentru achiziționarea a 14 computere tomograf și a 24 de rezonanță magnetică nucleară, dintre care până în prezent au fost montate 9 computere tomograf și 16 RMN-uri.